Totul a început cu o dorință. Hai să prindem răsăritul. Neață, dragi prieteni, suntem doi netunși în drum spre un loc foarte fain. Dar nu știu dacă ajungem la timp, e soarele răsărit deja. Situația din prezent parcă începe să se îmbunătățească, dar cred că încă nu ne dăm seama ce lovitură am luat toți în această pandemie. Și din punct de vedere economic, și din punct de vedere social. Ce panică mi-am luat era să pierd drona. Hai de capul meu. Undeva la vreo 70 de metri altitudine, eu zic că nu mai vrea să fac conexiune cu controllerul. A început să ia vântul. Oh, mi-e crește, panică totală, doamne pe. Drum spre Oașcălinești, am găsit unul dintre cele mai faine drumuri. Pădure de amândouă părțile. Abia acum realizez cât timp a trecut de când nu am mai ieșit din casă și cât de mult mi-a lipsit natura și contactul uman. Într-un final, am ajuns la baraj, totuși nu în timp util pentru a prinde răsăritul. Am decis să rămânem, să pozăm. Eu voiam să mai exersez și zborul cu drona, devenisem puțin neîndemânat cu ea. A doua zi ne-am documentat totuși în legătură cu ora răsăritului și am făcut tot posibilul să ajungem la timp. Soarele nu așteaptă pe nimeni. Consider că această perioadă de izolare fizică, de fapt, ne-a făcut să reflectăm puțin asupra propriei existențe și stilului nostru de viață poate prea abundent uneori și să realizăm că excesele nu vor lăsa viitoarelor generații o planetă ușor locuibilă. În final, doresc să vă mulțumesc pentru vizionare și, dacă se poate, lăsați-vă părerile în lista de comentarii. De asemenea, aș aprecia sincer un subscribe și un follow pe Instagram @aruncatalin205. Până data viitoare, vă urez sănătate și toate cele bune!